Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru prezență și îmi cer încă o dată iertare pentru întârzierea acestui briefing. Discuțiile de azi a reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de reglementare transnistreană, așa cum ați fost anunțați de serviciul nostru de presă, au durat mai mult decât a fost prevăzut inițial. Vă informăm că la ele au fost prezenți și reprezentanții ambasadelor SUA, Rusiei și Ucrainei, a delegației Uniunii Europene din Republica Moldova și, bineînțeles, a misiunii OSCE de la Chișinău, negocierile fiind moderate pentru prima oară de doamna ambasador Kelly Kaiderling, noua șefă a misiunii. Grupul de responsabili din sectorul energetic, coordonat de domnul secretar de stat Borosan de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și-a încheiat negocierile recent. Pot să vă comunic că Chișinăul a venit cu câteva variante privind posibilitatea producerii unui volum cât mai mare cu putință de energie electrică pentru consumatorii de pe malul drept. A menționat, desigur, că elementul cel mai important pentru noi este un preț cât mai mic, în măsură să protejeze cetățenii, dar și întreprinderile noastre de facturi prea grele. De asemenea, un punct important îl reprezintă stabilitatea rețelelor noastre energetice. În contextul războiului din Ucraina, suntem, așa cum ați văzut recent, foarte vulnerabili. Rețelele electrice nu pot fi supuse unor șocuri repetate, prea puternice, gradul de uzură al infrastructurii energetice de pe ambele maluri fiind pe alocuri destul de mare. La discuții din partea Chișinăului, în grupul de negociatori pe probleme energetice, au participat reprezentanții ai conducerii Mold Electrica, Moldova Gaz, ANRE și, desigur, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Cele discutate urmează a fi analizate din mai multe aspecte. Probabil că va fi nevoie de discuții suplimentare în zilele următoare. Totuși, trebuie să recunosc că așteptările noastre sunt moderate. Dincolo de subiectul energetic, care la propunerea noastră a fost discutat separat de către responsabilii din domeniu, fără participare externă, au fost abordate o serie de alte subiecte. Primul a fost cel al libertății circulației. A menționat faptul că Tiraspolul nu se poate în niciun caz plânge de un tratament discriminatoriu din partea Chișinăului la acest capitol. Cetățenii din regiunea transnistreană, care vin spre teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, nu sunt forțați să treacă prin puncte de control, bunăoară. A menționat că punctele de control instituite de Tiraspol sunt nu doar ilegale, dar încalcă și toate deciziile și prevederile privind statutul zonei de securitate. Am propus celor de la Tiraspol să aplice față de cetățenii care se deplasează din teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova spre regiunea controlată de ei, aceleași reguli pe care le aplicăm noi. Am menționat că vrem ca jurnaliștii, reprezentanții societății civile și politice din întreaga Republică Moldova, să aibă dreptul de a se deplasa oriunde, oricând, fără niciun fel de îngrădiri. Chișinăul e gata să facă pași concreți în vederea creării unui spațiu comun pentru mobilitatea cetățenilor și mi-am exprimat speranța că Tiraspolul va răspunde pozitiv la propunerea noastră. A fost examinată și problema importului de medicamente în regiunea transnistreană. Domnul Dragoș Guțu, directorul Agenției Medicamentului, a oferit un răspuns detaliat despre pașii întreprinși de Chișinău pentru a veni în întâmpinarea medicilor, farmaciștilor și pacienților din regiunea transnistreană. În același timp, am subliniat încă o dată, foarte clar,
că intenția noastră este crearea unui spațiu comun, apropierea celor două maluri în toate domeniile, inclusiv în cel medical și farmaceutic, nu crearea unor spații legale paralele. Facem ce ne stă în puteri pentru a soluționa problemele din domeniul sănătății, dar nu vom merge în întâmpinarea celor care doresc recunoașterea unui alt nomenclator, unul paralel al medicamentelor pe teritoriul Republicii Moldova. A fost abordat și subiectul recentelor incidente de la aeroportul din Chișinău. A menționat faptul că negociatorul șef al Tiraspolului nu a notificat Chișinăul, așa cum prevede mecanismul temporar de traversare a frontierii, introdus la 1 august curent, despre deplasarea domnului Vitali Ignatiev la Moscova. De asemenea, deși nu era în agenda discuțiilor de azi, am abordat cazul cetățeanului Pleșcanov. Am văzut recent în presă știri privind starea lui morală și de sănătate. Îndată după ce am aflat despre această știre, am solicitat ajutorul OSCE în vederea obținerii mai multor informații. În cadrul discuțiilor de azi, domnul Ignatiev m-a informat despre faptul că viața respectivului cetățean ar fi în afara oricărui pericol. Totodată, reprezentanții Tiraspolului au semnalat existența unor probleme similare din perspectiva lor în penitenciarele controlate de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, unde sunt câțiva deținuți din regiunea transnistreană. A menționat în replică că Chișinăul este de acord să ofere OSCE posibilitatea de a se informa oricând la fața locului despre starea acestora, dar cerem în schimb ca reprezentanții OSCE să aibă posibilitatea de a-l vizita de urgență pe domnul Pleșcanov la penitenciarul în care se află. Din păcate, nu am auzit un răspuns clar al Tiraspolului la această propunere, dar vom insista pe ea, aceasta fiind singura sursă credibilă pe care o avem pentru a afla starea reală a acestuia. Pe final, au fost abordate subiecte legate de procesul de negocieri pe ansamblu, despre posibilitatea dinamizării lui. Am exprimat disponibilitatea ca până la finele acestui an să mai avem o rundă de negocieri, mai ales că pe 31 decembrie expiră mai multe înțelegeri avute anterior, inclusiv cea privind accesul fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile lor agricole. Vă mulțumesc! Domnule Serebrean, avem niște precizări, vă rog frumos. După ce am vorbit cu domnul Ignatiev, chiar trebuie precizări, vă rog frumos. Publica TV, Oxana Bodner, vrem să înțelegem. Tiraspol, adică Vitali Ignatiev, ne-a declarat că se plânge pe faptul că Chișinău cumva a micșorat volume de gaze pe malul stâng al Nistrului. Noi înțelegem de ce, pentru că pentru întreaga Moldova a fost micșorat acest volum. Ce explicații a cerut Tiraspol din partea Chișinău? Cu ce propunere a venit că noi vom putea să primim în continuare, dacă avem această dorință, să primim în continuare de la Cuciurgani această energie electrică? Eu nu am înțeles foarte bine întrebarea. Întrebarea este dacă, în ce condiții, dacă noi am discutat și dacă noi am pus anumite condiții sau Tiraspol a pus anumite condiții ca Cuciurganscă Agres să ne livreze mai departe energie electrică pe mal drept. Așa asta cum v-am spus, au fost discutate mai multe scenarii, 5 scenarii posibile. Ele urmează a fi analizate și de o parte de alta. Chișinăul a venit cu aceste 5 propuneri. Ele sunt variabile și ca preț și ca volum. Nu avem deocamdată răspunsul. Deci propunerile au fost făcute. Este un proces de discuție, adică nimeni nu vă anunță despre ce se discută în niște negocieri care nu s-au finalizat. Îmi pare și despre medicamente, dacă puteți să ne spuneți, acestea înțelegem că sunt diferite nomenclatoare, Tiraspol cumva impune lista lor de medicamente, dar de ce Chișinău crede sau dacă este această presupunere că viața cetățenilor sau sănătatea cetățenilor este pusă în pericol? Ce medicamente sunt importate acolo care nu corespund nomenclatorului? Nu crede că viața cetățenilor este pusă în pericol. Din potrivă, noi oferim posibilitatea ca toate medicamentele
care sunt importate pe teritoriul Republicii Moldova, întregului teritoriu al Republicii Moldova, să poate fi importate inclusiv în regiunea transnistreană. Corect. Deci odată ce cetățenii noștri nu se plâng pe malul drept, nu văd de ce cei din stânga Nistrului ar trebui să aibă anumite probleme. Din punctul nostru de vedere, e o problemă strict politică. Dorința Tiraspolului este să dispună de un nomenclator separat. Este singura explicație pe care o avem. Vă mulțumesc. Nu e o conferință de presă, era un briefing, erau niște precizări. Mulțumesc. Nu, nu, nu.